Bună ziua, dragii mei prieteni! Astăzi declanșăm efectiv perioada decorațiunilor de Crăciun. Astăzi o să facem un suport de lumânări extraordinar de frumos, simplu și ușor. Avem nevoie de câteva flori artificiale de Crăciuniță, globuri, lumânare și m-am gândit să-l fac pe buștean. Am să desfac lumânarea care am luat-o special, care e pentru această decorațiune. O lumânare mai mare, cu stabilitate mai mare, și am ales varianta buștean. De ce? Pentru că este sezonul lemnului, al bradului și dorim să fim în ton. Avem nevoie și de un pistol cu silicon ca să lipim decorațiunile, pentru că vom muta bușteanul, bineînțeles, ori de câte ori vom dori să facem curățenie, chiar dacă perioada este scurtă, va trebui să ștergem praful și atunci decorațiunile trebuie să fie bine fixate. O să mă hotărăsc dacă vreau să fac o decorațiune simetrică și atunci o să fixez lumânarea la mijloc, dar foarte bine pot să fac o decorațiune asimetrică și atunci să fixez lumânarea într-o parte, iar decorațiunea să formez în cealaltă parte. Astăzi o să mergem pe o decorațiune asimetrică. O să încep prin a fixa lumânarea. Bun. După ce fixez lumânarea, am să așez decorațiunile de jur împrejur. De exemplu, aceste cornuri de brad, care se integrează perfect în decorațiunile noastre de iarnă. O să fac un grup de 3. Trebuie ținute un pic până se lipesc, câteva secunde numai. Perfect! Am nevoie, bineînțeles, de niște crenguțe. Crenguțe de brad, la care am să adaug această crenguță mai verde, care să deschidă un pic, să deschidă un pic decorațiunea noastră. Recomand să folosiți plante artificiale pentru că sunt mult mai rezistente. Dacă veți folosi crenguțe naturale, o să se scuture. Și după o anumită perioadă nu o să mai arate bine. Mai ales dacă în casă aveți cald, se usucă rapid, se vor usca rapid și este păcat ca decorațiunea dumneavoastră să arate urât. Bun. Și pe ele lăsăm 2-3 secunde să usuce bine, să fie bine fixate. Și m-am hotărât să folosesc un grup de crăciunițe roșii, foarte frumoase, tot așa, din categoria florilor artificiale. Folosind numai câteva articole. Să-i spunem, câteva globuri, câteva flori. Uitați,
Am aici și niște globuri, nu-mi trebuie niște globuri neapărat foarte mari, pe care o să le plasez strategic sub crenguța de brad. Hai să pun și una verde. Le ajut un pic să se fixeze, numai până se lipesc. Pot adăuga și aurii, dar să știți că cu cât vor fi culori mai multe, nu va arăta chiar așa de bine. De preferat ar fi 2-3 culori, roșu, alb și verde, cum vedeți că este aici. Eventual puteți folosi o astfel de crăciuniță verde. Asta în situația în care veți dori, nu este obligatoriu. Să arate și bine, dar să nu fie nici exagerat de încărcată. Puteți adăuga și acest buchețel frumos de ilex. Și consider că decorațiunea noastră este deja gata. Și iată decorațiunea noastră cât este de frumoasă, simplă și elegantă și extraordinar de rapid am realizat-o.